Bună seara! Armaș și Namașco sunt vedete la Cubani. Internaționalul moldovean Igor Armaș a marcat golul 2 al echipei Cubani Krasnodar în cel de-al doilea amical din cantonamentul de la Olivanova cu echipa Denia din secunda B din Spania, scor 2-1 pentru ruși. Înainte de meci, însă, fundașul selecționate Moldovei a ratat în fața altui internațional moldovean de la Cubani, Stanislav Namașco. În schimb, portarul a fost învins de antrenorul român Dan Petrescu. Cubani, echipa moldovenilor Igor Armaș, Stanislav Namașco și Emil Caras se află într-un cantonament în Spania, la Olivanova, la 90 km de la Valencia. În primul amical, formația din Krasnodar a dispus în fața selecționatei jucătorilor liberi de contract din Spania, scor 1-0, iar în cel de-al doilea, în fața echipei Denia din secunda B din Spania, scor 2-1. Armaș a jucat în prima repriză și a marcat pentru 2-0, iar Namașco nu a evoluat. Cubani ocupă locul 8 în Premier League din Rusia, la 15 puncte de liderul Zenit. Epureanu a marcat, iar Bordian a fost eliminat. Internaționalul moldovean Alexandru Epureanu a marcat primul gol al echipei Dinamo Moscova în 2012. Însă formația din Rusia a pierdut în fața clubului moldoveanului Vitalia Bordian, Metalist Kharkiv, scor 4-2 într-un amical. Bordian a fost eliminat pentru prima dată în carieră, însă faza zilei i-a aparținut colegului său Viliagra, care a marcat un eurogol. Viliagra a înscris pentru 2-0 pentru Metalist. Dinamo Moscova a răspuns peste 40 de minute prin reușita internaționalului moldovean Alexandru Epureanu, care a marcat primul gol pentru Alba Albaștri în 2012. Epureanu a fost introdus în repriza secundă la Dinamo, la fel ca și un alt internațional moldovean, Vitalia Bordian, la formația adversă Metalist. Însă fundașul echipei din Ucraina a fost eliminat pentru prima dată în carieră, după ce în decurs de doar 12 minute a primit două cartonașe galbene. În principiu, zborul a prășit bine, ca pe un adnum de hani, igre bune cu silnimi supernicami, bine, noi, în principiu, i-am băgrat, în principiu, nepoha. Metalist deja a ajuns în Ucraina, iar Bordian din nou a fost în prim план. Еще рано, как бы говорить, что мы в оптимальных кондициях. Думаю, как раз еще один сбор не помешает, чтобы набрать 100% кондиции к игре с Зальцбургом. Metalist va efectua al doilea cantonament în Turcia în perioada 28 ianuarie-11 februarie, unde va juca amicale cu Rapid București, Polonia Varșovia și Terek Groznyj, iar Dinamo va juca următorul amical în Dubai la 27 ianuarie cu Lokomotiv din Uzbekistan. Încă un gol pentru un tricolor. Internaționalul moldovean, capitanul lui AFK Rostov, Alexandru Gațcan, a marcat primul gol al meciului pentru locul 5 la turneul amical Dubai Cup cu selecționata olimpică a Iranului, scor 2-1 pentru ruși. FK Rostov ocupă locul 10 în Rusia, la 6 puncte de FK Krasnodar, care este pe locul 9. Șerifii nu sunt ieniceri în Turcia. Nu au marcat niciun gol pe pământ otoman. Șerif Tiraspol a pierdut în cel de-al doilea amical din cantonamentul din Turcia în fața lui Metalurh Donetsk, scor 0-1. Singurul gol al partidei, ucrainenii l-au marcat în minutul 43 din penalti. Celelalte echipe din Moldova și-au programat noi amicale în cantonamentele din Turcia.
Duel cu rușii pentru tricolori la Cupa CSI. Selecționata de tinereta Moldovei va juca în sferturile de finale cu naționala similară a Rusiei. Tricolorii s-au calificat în play-off după ce au trecut în ultimul meci din grupa B de Kârgâzstan, scor 2-1. Selecționata de tineret a Moldovei va juca în sferturile de finală ale turneului amical Cupa CSI cu naționala similară a Rusiei la 25 ianuarie. Semifinalele sunt programate la 27 ianuarie, meciurile pentru locurile 11 și 9 la 28 ianuarie, iar partidele pentru locurile 7, 5, 3 și finala la 29 ianuarie. Vaja Tarhnișvili, în vârstă de 40 de ani, este printre dinozaurii fotbalului. Site-ul oficial al UEFA l-a inclus pe jucătorul legende al lui Șerif într-un top al celor mai longevi fotbaliști din lume, alături de Jari Litmanen. Mulțumesc mamei și tatălui pentru celulele genetice sănătoase. Vreau să cuceresc dubla de aur cu Șerif, să câștig campionatul și Cupa Moldovei și să pun ghetele în cui. Sper să activez și în continuare la Șerif, pentru care am dedicat mai mulți ani din viață, a declarat cel mai titrat fotbalist din Moldova, Tarhnișvili, pentru site-ul oficial al UEFA. Tarhnișvili, cetățean al Georgiei și al Moldovei, a jucat pentru Șerif chiar de la înființarea clubului, fiind totodată unicul fotbalist care a evoluat în toate cele 14 sezoane pentru galbenegri în divizia națională. Vaja, nu pot să-i spun decât felicitări pentru toată viața care și-a dedicat-o fotbalului. Am lucrat și eu cu el, a fost un exemplu din toate punctele de vedere. Eu cred că Șerif îi va asigura un loc de muncă pe măsura lui, pentru că el merită din plin. S-a dedicat mulți ani de zile Șerifului și eu cred că cei tineri ar trebui să-i urmeze exemplu în continuare. Vaja Tarhnișvili, мне кажется, это символ молдавского, да, не только не грузинского, а молдавского именно футбола, человек эпоха Молдавии. Только самый высокий о нём слова. Vaja este fotbalistul care a cucerit cele mai multe titluri ale Moldovei, 10 la număr. Împreună cu Șerif, Tarhnișvili a mai câștigat 2 cupe CSI, 7 cupe și 4 supercupe ale Moldovei. De asemenea, Vaja de 4 ori a fost desemnat cel mai bun fundaș al Moldovei și de 2 ori a participat în grupele Ligii Europa.